Bun găsit, genialii mei, ascultător de 98,3, sunt Tiberiu Păun și astăzi la Întâlniri Capitale discut cu un om care este un exemplu pentru noi toți, pentru toți bucureștenii. Este probabil omul viitorului în București, într-un București supraaglomerat și foarte poluat. Acest om nu a condus niciodată o mașină, nici măcar n-a fost interesat să-și ia carnet. În schimb, este împătimit de bicicletă și, mai nou, de cai. Hai să vedem cum putem să ne facem viața mai sănătoasă, mai frumoasă, folosind bicicleta mai mult. Bun venit în emisiune, George Colda! Salutare și ție și tuturor ascultătorilor! Când ai urcat prima oară pe bicicletă? Probabil că aveam vreo 10 ani. Și îmi doream foarte mult să am bicicletă, dar pe vremea aceea, ca să primești o bicicletă, trebuia să stai la coadă. Erau bicicletele pliabile și românești și bulgărești. Eu am căpătat până la urmă o bicicletă pliabilă bulgărească, luată de la obor, dar cu listă de așteptare. Era ca la televizoare, color. Exact, exact. Mi-aduc aminte că pe bicicleta aceea pliabilă am avut parte de prima căzătură urâtă, că probabil vom vorbi mult despre partea asta de siguranță în utilizarea bicicletei șacalului. M-am dus în Parcul Circului, nu știu dacă îți este sau dacă vă este familiar Parcul Circului, are niște terase. E ca un deal pe unde cobori, e terasa și am plecat la vale pe iarbă cu bicicleta aceea pliabilă care m-a aruncat de fund în sus și am aterizat pe umăr undeva aproape în cap. Bine, bicicleta pliabilă, din câte știu, este mai mult de oraș. Da, de orașe normale. În București, pistele de bicicliști sunt pline de gropi, sunt acoperite de mașini, sunt ocupate de ele. Bordurile sunt mult prea înalte, deci una pliabilă, da, într-un oraș civilizat, în Londra, dacă vrei, da, e bună. Dar în București e cam greu, nu crezi că bicicleta pliabilă? În anii 70 nu aveam decât două opțiuni, bicicleta pliabilă sau bicicleta cu coarne. Nici una, nici alta nu era chiar potrivită pentru coborât panta înierbată la vale. Da, asta e. Încercam și noi cu ce aveam. Dar știi care era avantajul în anii 70? Nu erau atâtea mașini. Puteai să te plimbi cu bicicleta pe stradă. Categoric. Categoric. Atunci aveam toate străzile și toate trotuarele la dispoziție. Acum nu le mai avem. Nu mai avem nici măcar trotuarele. Tu militezi pentru o conștientizare a populației, atât a bicicliștilor, cât și a șoferilor, pentru a face suportabilă coabitarea asta. Ce faci tu mai exact? Acum aproape 20 de ani mi-am propus să promovez turismul călare, turismul în șa, mai exact cicloturismul și turismul ecvestru. Dar după o profundă chibzuială mi-am dat seama că e foarte greu să le propun românilor să meargă cu bicicleta în vacanță sau cu calul în vacanță, pentru că nu mai aveau deloc obiceiul de a pedala. Cu alte cuvinte, nu mai folosea în 2002-2003, nu mai folosea aproape nimeni bicicleta, nici în mediul urban și foarte puțin în mediul rural. De aceea am gândit atunci niște campanii educative sub numele mare Veloruția, o revoluție pe două roți, prin care de fapt încercam să demonstrez, și încă fac și acum după 20 de ani, încerc să demonstrez că deplasarea cu bicicleta este o modalitate foarte inteligentă și utilă, benefică din foarte multe puncte de vedere tuturor, mediului, societății, omului, naturii, etc. Într-adevăr, încerc să fac și campanii educative, dar am făcut chiar și marșuri de protest, marșuri demonstrative, încercând să demonstrez că dacă nu ne implicăm, nimeni nu o să ia nu o să bage în seamă această soluție, care e o soluție foarte inteligentă.
și au avut ceva efecte acele marșuri. Care a fost feedback-ul? Feedback-ul a fost în primul rând că au apărut foarte mulți adepți. Deci în urma lui Geo Bateșau au apărut destul de mulți promotori mai tineri decât mine acum, care au preluat mesajele din mers și au dezvoltat și ei la rândul lor campanii, proiecte și fenomenul ăsta s-a extins. E drept că s-a extins foarte mult la nivel de utilizatori, de cetățeni. Nu s-a extins foarte mult la nivel de autorități, fie ele locale sau centrale. Ai vorbit despre autorități. Ne sprijină sau nu ne sprijină, până la urmă este alegerea noastră ce facem. Dacă alegem să mergem pe o bicicletă sau ne plângem că nu ne se asigură toate condițiile. Sănătatea noastră nu stă să negocieze în funcție de condiții. Trebuie să căutăm parcuri, trebuie să mergem în concedii, așa cum spuneai, dar e adevărat, m-am gândit și eu la ce ai spus tu, dacă nu ai un exercițiu un an de zile, degeaba la sfârșitul anului te duci un concediu pentru că ți-ai luat bicicleta degeaba cu tine, că n-ai nici mușchii necesari. Ne mai vorbim de durerile pe care ți le provoacă șaua dacă nu ești antrenat bine. Sunt anumite aspecte pe care nu le cunoști dacă nu ai un exercițiu și nu poți face față. Cum putem face noi față în București? Pentru că ai vorbit și despre sănătate. Cum putem face noi față la aceste probleme, mergând cu bicicleta, pentru sănătatea noastră, în noxe? Pentru că s-ar putea să fie mai nesănătos să mergi cu bicicleta prin oraș decât să nu mergi deloc. Sigur, cardio e bun pentru cardio, dar ce inspirăm noi când pedalăm prin oraș nu prea e sănătos. Putem face multe lucruri la nivel personal sau la nivel public. Ok, putem cere din ce în ce mai insistent să se amenajeze infrastructură specială. Putem cere destul de insistent, în mod public, de acord, să se reducă traficul auto prin diferite modalități și strategii. Există în toată lumea aplicate. Pe de altă parte, ok, odată ce ți-ai cumpărat o bicicletă, trebuie să începi să o folosești. Și nu recomand să începi să o folosești din prima în traficul aglomerat. Ideal este să mergi cu ea în parc sau să mergi în afara orașului și acolo să te antrenezi. Eu fac cursuri de inițiere, de exemplu, îi învăț pe oameni să-și formeze reflexele. Pentru că, de fapt, cea mai mare problemă când ești în trafic sau când pedalezi cu viteză este reflexul pe care îl ai sau nu îl ai. Atenția distributivă. Și lucrurile astea e bine să le stăpânești, dar să ți le antrenezi într-un mediu sigur, nu în mijlocul bulevardului principal, unde toată lumea circulă cu 100 la oră. Cu alte cuvinte, asta poți să faci tu pentru tine. Să te antrenezi și să înveți cu adevărat să folosești toate comenzile, da, pe care le are bicicleta. Să folosești pedalele, să știi să pedalezi, să folosești frânele, să știi să folosești schimbătoarele de viteză și să știi să folosești și ghidonul. Cât de mult tragi de ghidon în stânga sau în dreapta, ca să fii un echilibru bun. Și cât de important e că și asta ține de exercițiu, când te uiți în spate dacă vine o mașină, mulți au tendința să tragă și de ghidon. Exact. Dar și de ce? Pentru că în momentul în care întorci capul, se întorc și umerii. Și când se întorc umerii, vrând nevrând, centrul de greutate se modifică. Și automat mâinile trag și de ghidon ca să se reechilibreze. Și uite, așa te trezești pe jos, fără să știi de ce. Și mai e o problemă. Să zicem că bicicliștii nu au loc pe trotuar, că pistele sunt ocupate de mașini sau pline de gropi. Și se aventurează să intre pe șosea unde circulă mașini. Da? Normal, ei trebuie să stea la margine, cât mai aproape de bordură.
ca să nu încurce traficul, să fie și ei mai în siguranță. Problema este că acolo sunt în cea mai mare nesiguranță, pentru că apar mereu niște canale care nu sunt la nivelul asfaltului, sunt niște gropi de fapt. Și cei mai mulți, 80% dintre șoferi, nu se uită în oglinda din dreapta. Ei zic că dacă nu încape o mașină pe acolo, n-are ce să treacă. Și riscă să aibă niște accidente mai grave decât dacă ar merge pe mijlocul șoselei, unde nu au voie ca viteză mai mică. Codul rutier, care nu a fost de foarte mult timp actualizat din punctul acesta de vedere, spune să stai cât mai aproape de bordură. Dar realitatea este că mulți șoferi nu schimbă banda când te depășesc și te înghesuie în bordură. Și de teamă tu tragi de ghidon în dreapta ca să te ferești de mașina care te înghesuie trecând pe lângă tine. Și atunci lovești cu roata față sau cu pedala bordura. Ăsta este un foarte mare pericol. Dar aici, într-adevăr, trebuie să ia în calcul și cei care modifică codul rutier. Ei nu au analizat cu adevărat toate situațiile astea, cât de periculoase sunt sau cât de sigure sunt. Eu vreau să dau două exemple din experiența mea personală de astfel de incidente neplăcute. La începutul discuției tu ai spus că vreau să fiu un exemplu. Într-adevăr, vreau să fiu un exemplu pozitiv, dar vă pot prezenta și câteva exemple negative din experiența mea. Care ne învață și devin pozitive până la urmă. Exact. Că nu trebuie să faci întotdeauna ce face Geo, instructorul. Că și eu mai am ghinioane, așa cum am pățit cu pliabila aia în parcul circului când aveam 10 ani. Adică uneori încerci, uneori experimentezi. Lucrurile astea le faci pe pielea ta, îți asumi propriul risc. Dar alteori, uite, când vine vorba despre suprafața de rulare, de infrastructură, atunci nu mai ține de riscul pe care ți-l asumi tu, ține pur și simplu de condițiile de trafic. Când e vorba de bicicletă, îi spunem condiții de trafic. Când e vorba de cal, îi spui condiții de antrenament. Dar tot acolo se ajunge că uneori ghinionul apare atunci când nu te aștepți. Știi, eu am fost și arbitru la Federația Română de Ciclism vreo câțiva ani și mi-am dat seama de un lucru uitându-mă chiar și la marile tururi internaționale la televizor. Când ești în pluton și când toți cicliștii merg în liniște, cu viteză destul de mică, organizat, totul este monoton, plicticos chiar, atunci apar cele mai urâte accidente. Pentru că se relaxează prea mult. Când intri în zona de pericol și adrenalina începe să-și facă simțită prezența, ești foarte grijuliu și atent. Dar când nu ești atent, se întâmplă. Și de-aia recomand tuturor să ia în calcul siguranța personală, dar și autorităților trebuie să le recomandăm să ia în calcul siguranța publică. Cei care administrează infrastructura trebuie să ia în calcul și siguranța. E foarte ușor să spui poartă centru de siguranță sau poartă cască sau vestă, cum e la călărie. Dar până să ajungi la acea ultimă soluție, mai bine te uiți la gropi, la denivelări, la borduri, la șine de tramvai care nu sunt semnalizate, nu sunt protejate. Sunt Tiberiu Păun și la Întâlniri Capitale discut acum cu George Culda, președintele Asociației Bate Șaua să priceapă iapa. Este și la propriu și la figurat, ai bătut șaua către autorități. Sunt autorități care au fost alături de tine în aceste proiecte înainte de a ajunge autorități. Acum mai ai contact cu autoritățile care au fost militanți pe vremuri? Bat șaua să priceapă iapa. Nu prea mai am contact cu el, pentru că nu am mai primit răspunsuri la diferite propuneri sau solicitări și nu am controlul relației, care înainte era bidirecțională. Eram umăr la umăr militând pentru un oraș mai sigur, mai sănătos, mai curat și mai elegant.
Acum am rămas eu pe partea asta a baricadei, dar mărturisesc cu destul amărăciune că după aproape 20 de ani am obosit, nu pentru că autoritățile nu au făcut parteneriate serioase cu mine, respectiv cu organizațiile pe care le reprezentam, ci pentru că oamenii care s-au schimbat foarte, foarte, foarte des în birourile autorităților locale sau centrale, nu puteau să genereze parteneriate pe termen lung, pentru că ei veneau și plecau. Și cam așa se întâmplă și acum. Deci ar trebui cumva o strategie pe termen lung, indiferent cine ar veni la conducerea orașului, să fie obligat să respecte aceste... De acord, dar oarecum am putea să facem asta? Nu știu, asta tu știi că tu ești la asociație, eu doar întreb. Păi tu reprezinți mai multe asociații. Probabil o hotărâre de guvern, nu știu. Păi și la guvern apar și pleacă oameni. Și da, corect. Pentru a elabora hotărârile astea de guvern, lucrăm de aproape 20 de ani la diferite George, proiecte. Schimbați Constituția, știi? Și atunci aia e, se da. Negociază. Eu mi-am propus acum 20 de ani ca obiectiv major pentru asociația asta Bateșoa schimbarea mentalității românilor cu privire la utilizarea bicicletei și a calului, da, ca mijloace de deplasare inteligente. Deci, acum mă concentrez mult mai mult pe schimbarea mentalității cetățeanului, românului, omului de rând, pentru că dacă el asimilează acest mod de deplasare, cât că este utilitar, cât că este turistic, atunci va apărea și acea presiune socială. Dar întotdeauna când am spus, început eu... Întotdeauna am spus că este foarte importantă mentalitatea noastră. Nemenajând autoritățile, nu trebuie să fie o scuză pentru noi, în niciun domeniu, că nu ne ajută autoritățile. Totul pleacă de la fiecare dintre noi în parte. Pleacă de la mentalitate. Mentalitatea șoferilor, mentalitatea bicicliștilor. Acestea pot reglementa mai mult decât niște legi, foarte multe din problemele noastre. După care sunt, sigur, chestii pe care nu le putem face decât cu ajutorul autorităților. Problema este că mentalitatea noastră este defectă. Refuzăm să ne obișnuim cu faptul că există și alții pe lângă noi. Parcă numai noi contăm. Te duci în străinătate, sunt țări unde se folosește foarte mult bicicleta, scuterele. Te duci la semafor, eram înconjurat de, la mașină, parcă erau albine. Zeci de scutere și biciclete. N-aveam cum să nu țin cont de ele. La noi, fiind mai puțin, nu se așteaptă oamenii și nu conștientizează că mai există niște alți participanți la trafic decât pe patru roți. Cum putem face să-i conștientizăm pe oamenii ăștia să se uite și în oglinda din dreapta măcar? Pentru că sunt un tip creativ, acum vreo 10 ani, apropo de această conștientizare, am lansat un proiect, se numea Homo Velocipedus, o specie pe cale de apariție. Pentru că foarte mulți șoferi, într-adevăr, nu conștientizau că existăm, dar eu, în discursurile publice pe care le aveam, uite și acum, repet lucrul ăla, nu suntem veniți din spațiu. Suntem acei șoferi sau pietoni care ne-am hotărât peste noapte să folosim bicicleta. Deci suntem oameni ca tine, care și tu, la rândul tău, mâine s-ar putea să te dai jos din mașină și să iei bicicleta. Drept pentru care trebuie să conștientizați că existăm. Și culmea, pe vremea respectivă, făceam multe spoturi radio, că toți suntem la radio. Și le difuzam cu ajutorul unor personalități, că erau actori, că erau oameni din mass media și care repetau treaba asta. Homo velocipedus este o specie pe cale de apariție. Ori, revenind, vreau să revin la exemplele astea. Am căzut de câteva ori în cap. Deci, căderile astea în cap nu mi le-am dorit și nu mi le-am propus, că nu am vrut să fiu niciodată cascador. Dar detalii precum decopertarea asfaltului și lipsa semnalizării acelei porțiuni de
lucrări de zonă în construcții, dar m-a făcut să trec peste o bordură de 2 cm, da, și mi-a fugit ghidonul într-o parte. Nu mai e ce să faci la faza asta. Doi la mână, la fel cu calul, când calul calcă pe nisip înghețat și îi rămân picioarele sub el, se prăbușește sub tine. Nu ai cum să anticipezi treaba asta. Ei bine, da, povesteai de gimnastică și de formarea reflexelor inițial, eu asta recomand oricui. Chiar dacă nu sunt sporturi extreme, pentru că totuși pedalatul în mod utilitar sau călăritul de agrement nu e sport extrem aici. Însă, totuși, chiar și când traversezi strada sau când cobori scările de la etajul 4 la parter, poți să te împiedici să cazi. Ce contează foarte mult este tu ca ființă, da, să fii pregătit și pe partea de musculatură și pe partea de încheieturi și pe partea de reflexe. Dacă vrei totuși să duci o viață activă, e bine să faci aceste antrenamente și nu neapărat te duci la sală. Bun, ok, respect pentru cei care au un program foarte riguros. Eu nu sunt genul de om care merge la sală. Mie îmi place să merg la marginea pădurii, să plec la munte, pe câmp și acolo cu adevărat respiri aer curat. George, mai avem foarte puține minute și mi-am dat seama că făcând acest interviu care și-a dorit să promoveze mersul pe bicicletă, noi am vorbit numai despre nenorociri și atunci îndepărtăm oamenii. Hai să revenim la scopul interviului. Spune-mi cea mai frumoasă amintire a ta cu bicicleta și una cu un cal. Cele mai frumoase amintiri ale mele au fost generate de dorințe. Eu în clasa 12-a, când încă mai aveam acea bicicletă pliabilă, visam să ajung cu bicicleta sus pe platou la Babele. Am ajuns pe foarte multe vârfuri de munți cu bicicleta, evident nu pliabilă, că între timp am descoperit mountain bike-uri cu suspensie integrală, etc. Dar o experiență minunată a fost când am fost mai degrabă însoțitor al caravanelor cicliste ca arbitru al Federației Române de Ciclism, pentru că acolo am descoperit frumusețea acestui sport. Și pe de altă parte, orice tură la munte cu bicicleta pentru mine este o revelație, pentru că mă ajută să dezvolt și voința. Orice urcare pe serpentine te face mereu să te gândești, oare începe coborârea la următoarea curbă? Și nu începe coborârea și iarăși urci și iarăși trebuie să te motivezi. Mai dau un pic la pedale că poate totuși la următoarea curbă începe coborârea. Și eu cu prietenii mei aveam o vorbă. Orice urcare e urmată de o coborâre. Deci satisfacția pe care o ai când dai viteza la vale este fantastică. Asta pe partea de bicicletă. Și la nivel filozofic, orice coborâre e urmată de o urcare. Dacă te antrenezi cu multe coborâri, ar putea să te dezvolți. Deci, ce înțeleg eu? Ciclismul nu este doar un sport care dezvoltă mușchii, îți dezvoltă mintea, emoționalul, te face mai bun. Foarte mult ajută inclusiv copiii relația cu un cal. Când ai descoperit această dragoste pentru cai? Pentru că înțeleg că a fost mai târziu decât cea pentru bicicletă. Am trecut la fapte mai târziu, dar așa. Dragostea pentru cai a apărut înaintea bicicletei. Eram mic și mergeam la ai mei, tata e din Țara Moților, de pe Valea Rieșului. Și acolo, împreună cu unchii și cu verișorii mei, stăteam toată ziua la vaci și la cai. Iar ei vara duc vacile și cai sus în munte unde stau aproape sălbatici. Ei bine, la sfârșitul verii, în august, trebuia să coborâm vitele din munte și eram cowboy. Coboram pe lângă vite, călare sau chiar pe lângă cai, că nu întotdeauna stăteam călare. O zi întreagă dura coborârea din munte. Și mă simțeam atât de responsabil, puștan cum eram, atât de responsabil față de siguranța vacilor și a cailor care trebuiau duși înapoi în sat la gospodăriile alor mei, încât într-adevăr aș face asta oricând acum.
Din păcate am ajuns la finalul interviului, George. Știu că aveam multe de spus, ai foarte multe proiecte, dar pentru astea lumea poate să intre pe internet, să se intereseze și să participe ca să facă, să nu aștepte doar de la tine și colegii tăi din diferite asociații să facă ceva, fiecare dintre noi să facem ceva, să ne implicăm. Interesați-vă de toate proiectele pe care le fac acești oameni, participați la ele și înțelegeți un lucru foarte important. Dacă nu ieșim din mașini, nu doar poluarea crește în oraș, dar scade nivelul nostru de a fi oameni liberi. Așa consider eu și cred că este bine să facem ceva. Să zicem, bă, de azi, nu de mâine, că toate dietele încep cu de mâine, cu de luni și nu se mai întâmplă nimic. Eu îți mulțumesc pentru această discuție. Și eu îți mulțumesc. Și sper să devenim niște oameni mai liberi într-un oraș mai curat și mai bun. E o speranță, dar pentru asta trebuie să facem fiecare dintre noi câte ceva. A fost alături de mine George Culda, președintele Asociației Bateșeaua să pricepă iapa. Și sper să fiți și voi alături de el în toate proiectele pe care le face. Plimbați-vă cu bicicleta, mergeți pe un cal ca să aveți acea conexiune unică între cal și om, se creează o conexiune unică și mintea ta, dacă nu este liniștită, calul te simte, deci te obligă pe tine să te liniștești. Sunt foarte multe despre care, din păcate, nu mai avem timp să vorbim. Trebuie doar să fim curioși și asta am vrut, să facem oamenii curioși prin această emisiune. De acum încolo este responsabilitatea fiecăruia în parte, nici a ta, nici a mea. Sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun. Iubiți Bucureștiul, el e perfect. Noi suntem perfectibili și ascultați toate emisiunile București FM pentru că aici e capitala.